După prima etapă a Ligii a patra, putem spune că vom avea parte de un campionat interesant cu echipe ce s-au întărit, iar lupta pentru primul loc va fi destul de aprigă. Iată și rezultatele primei etape. Ase viitorul Ștefănești, CS Domnești 3 la 0. Dinicu Golescu Câmpulung, CS Atletic Bradu 2 la 1. Valea Ursului, Ase Dinamic de Memioveni 3 la 1. Ase Miroș, Olimpia Suseni 3 la 1. Dele Repitești, Ase viitorul Cireșu 3 la 0. Unirea Costești, Rapid Pitești 3 la 3. Victoria Buzuești, CS Mioveni 2, 1 la 1. Ce se sport pitești a stat.